La situație de 2 contra 1, primește Vitinho, trece Vitinho, poate pasa și o face și este șutul lui Zaharia. Frumoasă această atingere de balon a lui Vitinho. Iese combinația cu Roman, se lasă avantaj Vitinho. Vitinho în continuare, poziție de șut, Vitinho! La această fază, dar Polțescu a lăsat bine avantaj. Iată ce acțiune reușește Vitinho. Revel de excelent pentru Lulacu. Acțiune periculoasă. Mingea sare la Vitinho. Vitinho, un șut respins de Niță. Cu paradele sale, Niță își ține echipa în joc. Acum Coșereanu. Muntanu pentru Platini, însă Marković e foarte agresiv. Are picioarele lungi. O șansă bună acum pentru Vitinho. Este faltat și roșu pentru Moți. Nu mai puțin împotriva mediașului. Moți este eliminat după această intrare la Vitinho. Putea fi iertat oarecum Moți, putea să primească doar galben. Fault a fost evident, l-a oprit din acțiune. Leandro, cum o pasă pentru Vitinho. Vitinho, omul care a provocat eliminarea lui Moți, primește din nou Vitinho într-un spațiu liber. Vine Luchin să-l ajungă, Vitinho are viteză, însă pasă pentru Isaba își potrivește cu greu mingea, Vitinho în careu, Vitinho centrează pentru șutul lui Tahar. Vitinho, Dan Roman urmărește, Roman, gol! Foarte rău s-a apărat Astra această fază, nici vorbă de offside, iată pasa lui Vitinho, se desprinde Dan Roman. Avram, momente de joc un pic confuz, Vitinho trece bine de Gheorghe. Îl are în față pe Nogo, arătăță superioară, pătrunde Vitinho! O minge deviată, cred, și în bar acolo de apărătorii celor de la Astra Giurgiu și va fi lovitură de corp. În mare măsură calificare acum Mainz, se datorează, recuperează Breveld, greșeală mare a lui Țigănașu, Vitinho! De primul său gol la Gazmetan Mediaș! Greșeală uriașă făcută de Țigănașu și în minutul 66. Gazmetan, ce eroare face însă Țigănașu. Bratul din prima pentru Avram, care are o viteză mai bună decât Țigănașu. Combinație strălucitoare, șutul lui Avram este prins de lungul. Loc care permite rămânerea în Liga 1, locul 15, Gazmetan. Deocamdată este ferită Vitinho pătrunde în careu, Vitinho șutează! Gol! Gazmetan deschide scorul, schimbă din nou configurația clasamentului în această zonă, revedem faza. Vitinho trece destul de ușor de Machado, apoi îl învinge dintr-o poziție destul de grea pe Iacob. Vitinho. Baob spre același Vitinho, față-față cu Felgheiraș, gol! Nu a fost offside, a fost offside la Vitinho, însă este remarcabilă Vitinho și aici este momentul pasei. Decizie corectă la această pasă splendidă oferită de Taher Baob. Lovitură de colț pentru Gazmetan, centrare la care Felgheiraș iese greșit și este gol Gazmetan, gol Vitinho. Până la urmă Felgheiraș se transformă din înger în demon pentru Brașov, îl taxează pe portughez. Simplă formalitate pentru Vitinho, 1-1 din minutul 36. Vitinho. De aceea probabil mizează mult pe el. Iată-l pe Ciprian Petre. Pasă la Vitinho se întoarce cu fața, trage pe colțul lung.
și reușește Vilațăn să devieze în corner. Bună acțiunea brazilianului. Se spunea despre el că e vărul lui Eric, nu e adevărat. Nici vorba. Nu este vărul lui Eric. E drept. A mai fost aici. A avut aceeași impresie. A fost Buzean. Vitinho. Centrarea lui Vitinho deviată periculos de Bawab. Nu a prins o zi extraordinară. Era nevoie de mai multă prospețime în atacul CFR-ului. Muntean trimite pentru Vitinho. Cere mingea Roman. Baronul se duce spre Todea spre Vitinho. Un șut prea slab însă. A trimis Vitinho mingea exact acolo unde se afla Stănciuiu. Cu Moții care apare bine în fața lui Bawab, însă respinge doar până la Frăsinescu. Vitinho acolo, frumos le evită Vitinho pe Țucudean. Continuă Vitinho, brazilianul față în față cu Pulhac. Vitinho, fente ale acestuia, centrarea lui vine, apare Bălgrădean care respinge din nou, formidabil pe Bob, foarte bine pentru Vitinho și apără Bălgrădean în fața lui Vitinho, apare Isaba, din nou Bălgrădean. Ca Enache a respins mai bine, cred că o făcea Ionuț Buzean. Vitinho. În offside este Dan Roman, Vitinho evită doi adversari, Vitinho pasă pentru Dan Roman, poziție regulamentară a lui, pentru că ritmul crește în acest fel și avem și noi mai multe faze de văzut. Vitinho cu mâna face semn Iordache, îi calcă mingea lui Dan Roman, centrarea lui Roman pentru tot. Meacul de Isaba este atac foarte periculos al celor de la Gaz Metan Media și minge pentru Vitinho și blochează Broneț, continuă atacul celor de la Media. Patra bară a Mediașului, Isaba, Vitinho, gol Vitinho, 1-0 pentru Gaz Metan Media. Încă o dată Costin Gheorghe trimite în transversală, iar Isaba ia cea mai bună decizie posibilă, nu oprește mingea, ci o centrează imediat pentru Vitinho. Merita acest gol Gaz Metan Media și dacă ținem cont doar de cele patru bare pe care le avusese până la această reușită. Avram o pasă cu călcâiul pentru Roman, centrarea lui Roman, Vitinho cu capul, gol! Gaz Metan! Mutare inspirată a lui Gigi Mulțescu. Iată din nou faza, Avram foarte inspirat, Roman se poziționează excelent pentru această centrare și finalizarea lui Vitinho. 2 contra 1 foarte bun, Frăsinescu este cel care centrează, lovitură de cap, Isaba, gol, nu! Este până la urmă. Vitinho este cel care a reușit să marcheze pentru Gaz Metan Media. Excelentă centrare a lui Frăsinescu. Ia să vedem. Din unghiul ăsta, Nu, n-am niciun argument să-l contrazic pe asistentul Cristian Nica. Lovitură de cap de pe picioare trimisă de Vitinho. Vine și Hoban. Tahar recuperează. Poate fi descoperit acum petrolul. Vitinho rămâne la minge. Vitinho la marginea careului. Încă un dribling. Vitinho! Pesania scoate! Și apoi Guilherme respinge de pe linie. Cer gol medieșenii și Cristi. Iată faza. Șutul lui Vitinho. Mingea lovește din nou în piept. Greu de spus de aici. E foarte... Continuă să conducă cu 2-1 pe Sportul Slențesc. Scor stabilit încă din prima repriză. Medeiros reușește să treacă o minge scoasă înapoi la Bawab, un dribling, două pe lângă poarta lui Vâdcă. Ataca celor de la Gaz Metan Medeiros, un dribling al lui Medeiros, șutul brazilianului va fi corner, o minge deviată. În sfârșit o acțiune mai bună pe care o are Medeiros. O bicicletă destul de chinuită, destul de înghesuită, dar apoi șutul a avut destulă tărie. Angajează greșit, Azdren Lulacu, Vitinho în poziție regulamentară, Vitinho urmărit însă de doi adversari, Vitinho! Lovitură de colț! I-a întors acolo pe amândoi Vitinho, frumoasă acțiune.
a brazilianului. Iată, i-a întors pe Takac și Silaghi, ultimul a reușit să... Ajunge Vitinho înaintea lui Celeban la această minge. Vitinho pătrunde foarte bine, Vitinho cade, Hațegan foarte aproape de fază. Iată, pătrunderea lui Vitinho. Apariția. O minge care ajunge la Vitinho, șutul lui Vitinho, gol! 1-0 pentru Gazmetan Mediaș, minutul 43. Lovitură foarte, foarte dureroasă încasată de Petrolul, doar al doilea gol pe care îl marchează Vitinho în acest sezon. Ce eroare face Yamisi Manas, intră acolo în Geraldo și sare pe sub balon Vitinho cu viteză de reacție extraordinară, îl bate pe Bornescu fără mari probleme. 1-0 pentru Gazmetan Mediaș. E Mădălin Ciucă Muntean, Nicandro Brevold spre Mădălin Ciucă, urmează centrarea acestuia, urmărește Vitinho și este gol! Gol! Gazmetan Mediaș! Iată cum minge ajunge la Mădălin Ciucă de la Nicandro Brevold, acesta centrează în 6 metri, iese greșit Bogdan Miron, nu intervine hotărât în același timp și Sergiu Bar face... Munteanu în careu, lăsată pentru Vitinho. Vitinho, șutează Vitinho, a lui Vitinho. Izolat, mult prea singur în această primă repriză. Daher Bawab n-a făcut nici el un meci strălucit. Iată însă pe Vitinho cu o trecere superbă, pasa pentru Bawab, mai departe Petre, o reluare însă. Ridică piciorul acolo același Șeroni, excelent, însă îi lasă în urmă Vitinho pe ambii jucători. În aceste prime 33 de minute ale întâlnirii, foarte, foarte multe minci pierdute de Cianturia. Vitinho pentru Lulacu, e în careu, albanezul încearcă pasă. Filiomeni și Petre în cele două flancuri, în atac Vitinho, cel care se află acum la minge. Vitinho, poziție bună. Minge pentru Vitinho, poziția este regulamentară, Larie vine să-l blocheze, apare și Iacolis. Vitinho trece, însă centrarea sa îl găsește doar pe N. Petrucci. Sport 2, duelul dintre Lazio și Fiorentina, 4-0 pentru formația lui Ștefan Radu în fața trupei lui Tătărușanu, ultimul act. Recuperează aici rapidiștii, Edu Oriol, profită Vitinho de neînțelegere, Edu Oriol face acolo un tean, din nou Silaghi, Silaghi l-are în față pe Săpunaru, pasează bine pentru Vitinho, Vitinho întoarce până la Tahar, născut la Accra, acest Fred Benson. Acum Vitinho, Vitinho, greu de doborât, greu de oprit, care expedia balonul paralel cu poarta, pasă trimisă de Filiomeni aici pentru Vitinho, Vitinho ține balonul în joc, Curtean este acum ce balonul, pasă spectaculoasă a lui Coimbra pentru Benson, a intervenit însă excelent Velasquez, Vitinho acum către Alexandru Muntean. De foarte bine Sergiu Mut acolo, se deschide puțin jocul. Se joacă pe contre în aceste momente, ceea ce într-un fel e bine, nu știu dacă le convine neapărat ambelor echipe, însă pentru spectatori și telespectatori acest lucru e foarte bun, se ajunge mai ușor la poartă. Vitinho reușește pasa pentru Curtean, mai departe spre... Etapa următoare a fost foarte, foarte ușor depășit. Bine, și Martinus a fost cam cel mai bun de pe teren, de altă parte. Vitinho nu este offside, Vitinho ajutat de Petre.
Vitinho din nou poziție regulamentară, stă bine în teren, centrarea pe jos, Ngadeu accelera, e o fază pe placul medieșenilor. Becoe trimite pe culoar pentru Vitinho, și astfel de faze sunt mult mai pe placul lui Vitinho. Vitinho, o fentă, Curtean, centrarea lui Curtean, Petre! În condițiile date, și nu putem decât să ne imaginăm ce va însemna în penultima etapă sau în ultima etapă pentru Zaharia. Vitinho așteaptă susținere în spate. Vitinho, Vitinho ține bine de minge, îi trimite lui Becoe exact în momentul potrivit. Spuneam de Dan că totuși a gândit strategic foarte bine. Leo Grozav însă a gândit grozav. Pur și simplu. Rocea, nu e jucător de pase. E clar. E jucător de spații. Vitinho foarte bine își face această minge pe lângă AK. Continuarea lui Vitinho. Trimite în spate pentru Elton. Primește Vitinho, se întoarce bine în zona centrală. Este însă destul de sigur. Atenuată. Vitinho se întoarce bine, Vitinho e faultat, că să-l găsească pe noul intrat Briceag, reușește să respingă Zaharia. Vitinho, foarte greu pentru AK să-l țină în vreun fel pe Vitinho, aici e fault. Ușor se deparasează Cop, o eroare a portarului gazului. Vitinho, trece Vitinho de AK, ce frumos se strecoară acolo, apoi alunecă.